Primăriile din județul Hunedoara, cu o populație sub 20.000 de locuitori, pot accesa fonduri în cadrul programelor de interes național aprobate printr-o hotărâre de guvern care se referă la serviciile sociale pentru vârstnici. Ieri, 12 octombrie, a avut loc o întâlnire pe această temă la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, în cadrul căreia primari și reprezentanții ai primăriilor din județ au putut afla noutăți legislative de la directorii instituțiilor deconcentrate, inclusiv Inspecția de Stat în Construcții. Întâlnirea a avut ca principal scop prezentarea metodologiei de evaluare și selecție a următoarelor proiecte: servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, servicii de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice, centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice și servicii sociale de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice. Pentru accesarea acestor tipuri de proiecte sunt eligibile serviciile publice de asistență socială de la nivelul comunelor și orașelor cu populație sub 20.000 de locuitori, furnizorii privați de servicii sociale fără scop lucrativ, respectiv asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România. După selecția lor, proiectele vor avea finanțare nerambursabilă conform programelor de interes național, iar bugetul total alocat este de aproape 150 de milioane de lei.